ziua, bun găsit la o ediție cu totul specială a emisiunii Semn de Carte, pentru că astăzi trecem, amețitor aș spune, de la cultura livrescă la cultura gustului, mai precis la o bucătărie specială, dar și la o degustare specială. Iar ne permitem și putem să facem asta pentru că avem la dispoziție cu generozitate pus un spațiu pe care constanțenii iubesc mult, de multă vreme, e vorba despre restaurantul Toscana. Un loc special pentru că arată frumos, dar și pentru că pregătește niște mâncăruri rafinate de excepție. Și intrăm în această direcție nouă, inclusiv pentru noi și pentru dumneavoastră, alături de bunul și vechiul meu prieten Dan Chiș. Dan este somelier, este membru în Asociația Somelierilor din România, este un om cu experiență și unul în care am mare încredere pentru că știe ce spune. Specialiștii sunt de multe feluri, iar unii din ei chiar se pricep. Bun venit, Dan! Te salut, Bogdan, și fără să vreau, fac un arc în timp asupra conversațiilor noastre filozofice și cu precădere livrești de acum peste 20 de ani, când eram în anii terminal de liceu și ne întâlneam nu în asemenea stabilimente, ca să zic, și temple ale restaurației, cum este Toscana, ci printr-o cofetărie cu revista Tomis în mână, cenaclurile noastre, și nici nu m-aș fi gândit la momentul respectiv că o să avem ocazia peste ani, ca profesioniști pe drumul vieții, să ne întâlnim aici și să facem un proiect foarte interesant, ceea ce ne propunem acum. Și iată o discuție atât de necesară, pentru că mi se pare în România în continuare se consumă într-un mod mai degrabă mecizelat, ca să folosesc un cuvânt fără asperități. Vinul în continuare, vinul al se bea în continuare, mai ales șpriț, cu sifon. Asocierile dintre vin și mâncare nu sunt neapărat comode, sunt mai degrabă improvizații și cred că se cuvine să povestim și noi într-o emisiune culturală de carte până acum și despre tipul ăsta de cultură mai puțin apropiată de popor, dar care merită să fie mai apropiată de popor. Dar să nu ne iluzionăm, o să și citim astăzi. Eu am adus un autor american, e drept. L-am adus ca un contrapunct la ce vom face noi aici. Mâncarea este foarte rafinată, băutura este excepțională, dar autorul este unul care e un bețiv, de fapt, genial și care e considerat cel mai bine vândut și cel mai important chiar scriitor american din secolul 20. E vorba de Charles Bukowski. El este un Nikita Stănescu american, dar e un Nikita Stănescu cu nuanțe apocaliptice, nu la fel de rarefiat ca Nikita. Nikita funcționa mai mult pe vodka, Bukowski funcționa pe ce îi se punea la dispoziție. Așa că în timpul emisiunii, în timpul discuției, o să mai vin cu acest contrapunct. Când o să fie prea bine aici, să ne amintim și de poezia sumbră a maestrului Bukowski. E perfect că îl cunosc pe Bukowski din postura de romancier, iar romanul Femei vine atât de bine ca să completeze și tema noastră, un savoir-vivre. Femei, vin, restaurație la nivel înalt, deci clar sunt premizele unei întâlniri. Femeile le lăsăm la o parte, nu ne interesează, dar nivel. Rămânem la băutură și la mâncare. Bun, avem aici un preparat care arată într-un mod special. Ce mâncăm? Ce avem în farfurie? Hai să-ți fac o mică introducere vis-a-vis și de ce înseamnă Italia. Practic suntem la Toscana și Toscana, practic pentru constanțeni, pentru Dobrogea și partea de sud-est a țării, reprezintă practic un punct în care toată gastronomia italiană, dar Toscana în principal, mai ales prin selecția de vinuri pe care o au, este pusă cu adevărat în valoare. Italia, și pentru compatrioții noștri care au călătorit sau au lucrat acolo mulți ani de zile, devine din ce în ce mai familiar și pentru consumatorul român. Italia, puțină lume știe că e împărțită de la nord la sud în 20 de regiuni administrative. Fiecare are zeci de denumiri de origine pentru produse alimentare și pentru vinuri. Unele sunt mai puțin cunoscute dintre regiuni, ca Valle d'Aosta, în care specialiștii zic că e mai bine să te duci la schi. Altele sunt mult mai faimoase, ca Piemonte, Veneto, Puglia, din care avem astăzi un vin la masă. Anfitrionul nostru, și mulțumim pentru generozitatea de care a dat dovadă de fiecare dată când am venit aici, fie ca simpli consumatori unui aperitiv, dar mai ales pentru proiectul nostru, domnul Ovidiu,
a făcut un mic aperitiv aici cu o focaccia tradițională din sudul Italiei și cu niște produse de origine din sudul Italiei, niște măsline cum rar găsești prin restaurantele românești, niște anghinare, roșii uscate și parmezan. Arată foarte bine ce e acolo. Anghinarea nu este, ai măsline, am mai văzut, parmezan am mai văzut, roșii uscate am mai văzut, dar anghinarea nu este ceva ce se mănâncă în mod obișnuit în România. Ce este anghinarea? Cum se prepară? Care e povestea? Cu siguranță că specialiștii știu că este importantă pentru carciofii, denumirea anghinarii, este importantă inima, el poare de carciofii, practic prin decopertarea plantei și conservarea ei într-o soluție cu ulei de măsline, practic o saramură cu ulei de măsline. Fiecare casă care produce conserve de tipul acesta are rețeta proprie. Practic, după luni de zile de conservare, se va servi ca un aperitiv rece și va da o savoare deosebită. Anghinarea este o chestie mare, verde și solzoasă, necomestibilă și ca să ajungi la inima ei trebuie să arunci 80% din fructul, din leguma în sine, ca să rămâi cu inimioara pe care o vedem noi acum. Exact, este oarecum ca și prețul succesului de care vorbeam la începutul emisiunii. Ajungem noastre. Noi și acolo. Multă muncă și până la cum, rezultat. Văd aici și un produs special, această... Da, o focaccia. Practic, pâinea de zi cu zi a italienilor care apreciază gastronomia autentică. Practic, aluatul pregătit cu 48 de ore înainte, întins pe planșa maestrului lui pizzaiolo, câteva taciuri din degetele perfecționate în 10 de ani de muncă, ulei de măsline, rozmarin, la cuptor câteva minute și adusă caldă la masă. Practic o savoare cu totul, cu totul deosebită. Și noi avem siguranța că aici la Toscana beneficiem de gustul original. Pentru că mai vedem tipul ăsta de preparate în diverse restaurante, dar e pâine, pur și simplu. Aici am apucat deja să gust și o să o fac din nou. Este, are o savoare de plante și un ulei special. Se vede că sunt niște produse originale, anuse de acolo. Nu e o improvizație, este ceva făcut așa cum se cuvine. Bun, dar haideți să vorbim și despre ce avem în farfurie, că deja îmi plouă în gură. Arată într-un fel cu totul special și sunt sigur că este un produs special, dar nu-mi dau seama ce e. E pește sau ce avem aici? Fructe de mare, caracatiță și nu orice caracatiță, nu o caracatiță simplă congelată, cum ne procurăm noi ca și consumatori acasă sau găsim în alte locații. O caracatiță de calibru mare, aș putea să zic giant octopus, ca origine din Maroc, care este pusă în valoare doar cu un strop de ulei de măsline pe plită câteva minute, iar ea este așezată pe un pat de cartofi amestecați cu ierburi aromatice, cu măsline și cu un strop de ulei de măsline din Puglia. E un preparat calitate. Specific unei zone anume din Italia sau unei zone anume de undeva sau este doar talentul bucătarului? Cu siguranță că e un preparat care ar caracteriza Italia de la nord la sud, partea de coastă, costieră și insulele. Dar ceea ce avem aici de adevărată valoare și sunt sigur că papilele tale gustative vor detecta este frăgezimea acestei caracatițe. Abia aștept să o gust, dar știu că la tipul ăsta de mâncare, la pește sau fructe de mare, merge un vin special, nu roșu, poate alb, și azi avem un vin special. Avem un vin special de la o cramă parteneră din Dobrogea. Suntem în Dobrogea. Avem în Dobrogea niște crame noi, apărute după Revoluție, evident, și chiar în ultimii 10-15 ani, care produc niște vinuri excepționale. Lucrurile sunt foarte frumoase. Ceea ce se întâmplă de 15-20 de ani încoace ne îndreptățește să credem că România, în ritmul actual, își va pune amprenta mult mai mare pe harta vinului mondial. Avem un proiect care a început de peste 20 de ani la Crama Trantu, practic poartă numele proprietarului. Vorbim de regiunea de vest a Podgoriei Mărfatlar, în apropierea orașului Cernavodă,
practic avem o influență asupra teroarului, microclimatului, da? Teroar înseamnă microclimat, nu e teroare, da? Franceză. E de la pământ, este teroar, de bine, da? Da. Unde condițiile geografice din confluența Dunării cu Marea Neagră ajută vița de vie să performeze foarte bine, mai ales datorită solurilor calcaroase din zonă. Vinurile premium de la Trantu, ei au în lucru aproximativ 100 de hectare, pentru divizia premium cam 40 de hectare lucrează. Foarte interesant, pe singura insulă pe care este plantată viță de vie în România. Practic, foarte interesant. Dunărea a format o insulă în apropierea orașului Cernavodă și acolo Crama Trantu cultivă strugurii, practic, din care ulterior se face vinificarea pentru vinurile premium. Vinuri pe trei game, de sus în jos ar fi gama abstract, gama daima și gama nobles. Am adus aici un vin cu care n-aveam cum să dau greșe în fața ta. Nu știam ce ai mai făcut în 20 de ani și ce fel de vinuri ai băut, dar clar un Chardonnay din Dobrogea, de la Trantu, te va cuceri și va pune în valoare și preparatul nostru de astăzi. Și eu îți ofer paharul meu și haide să-l și vedem. Și să și povestim un pic despre el, pentru că... Nu pot să nu remarc și calitatea paharelor puse la dispoziție de anfitrion. E vorba de niște pahare de la faimosul producător Riedel. Care contează, nu? Contează din ce pahar bei. Nu poți să bei din orice... Și forma. Dacă observăm, exact, ai doma unei lalele. Practic, aromele, atâta vreme cât vom lua paharul și vom evalua proba de vin pe care o avem aici, aromele vor răzbate. Cred că trebuie să ciocnim paharele înainte de orice. Da, mă bucur și, să te revăd. Asemeni, și trebuie să ne privim în ochi, pentru că dacă nu o facem, ne așteaptă 7 ani de viață dezastruoasă. Nu zic și de care. Noroc. E o glumă. Remarc întâi culoarea galben aurie. Aș pune mai bine în valoare cu un șervet sau cu o hârtie albă, să pun în contrast, da? Facem un scurt... De ce trebuie să facem mișcarea asta de rotație? Practic, lăsăm aromele să răzbată din pahar, amplificăm, învelopăm paharul. Este mai puțin pretențios decât am face-o la o degustare în felul acesta. Când ești începător e bine, când nu stropești companionii, vecinii, da, e păcat de vin în primul soția, rând. Da? Nu suntem atât de pretențioși ca la un banqueting, să-l ținem în felul acesta, așa că la masă recomand niște mișcări. Da, cu siguranță, însă nu-i vom trage un jet de sifon, nu? Nu încă și o să spun că nu este atât de greșit. Avem așa niște preconcepții. Te invit să evaluezi și aroma. Este un vin sec, presupun? E un vin sec, e un Chardonnay care vine din loturi de struguri care au fost vinificați, o parte dintre ei, în tancuri de inox, iar două treimi în baric, în stejar, ceea ce atâta vreme cât o să avem vinul pe palat, o să vezi că are practic o unctuozitate, ceva untos, cremos. Ce avem pe scurt în nas, ca și arome, avem acolo o caisă confiată, avem măr copt la cuptor, cum facem de multe ori de Crăciun, avem o piersică, dar ce să mai vorbim? Eu încerc să le identific aici, să luăm o gură, nu? Să luăm o gură, 3-4 secunde, încearcă un pic să învelopești și palatul, că tot vorbim de câteva minute și ni s-a uscat gura. Ideal întotdeauna e să luăm și o gură de apă ca să-l simțim mai bine și încă o dată noroc. Este o mare problemă. În continuare, vinurile seci sunt evitate pentru că sunt considerate acre. Asta e un vin sec care nu e nici pe departe acru. Nu se simte nici alcoolul, care e perfect integrat în lichid, iar nu se simte acreală deloc, e mai degrabă unctuos. Ai zice că e dulce. Exact. Și totuși restul de zahăr este tare mic, undeva la 3 grame de zahăr rezidual pe litru. Foarte complex pe palat. Avem aromele astea amplificate de ananas, de pară supracoaptă. Aș zice, da, ananasul este se simte. Efectul fermentării în barica, acea proporție de care adică ți-am zis, două treimi butoaie și un procedeu care în franceză se numește batonaj. Practic, o dată de două ori pe săptămână, vinificatorul vine și face
un mix, un stirring în engleză. Acest batonaj practic amestecă vinul care este în formare, sucul de struguri cu drojdiile, cu resturile de pieliță de struguri. Și asta amplifică gustul. Amplifică în continuu, în continuu, în continuu. În final, ce avem noi în pahar, practic este un cupaj între o treime vin din inox, ca să aducă prospețime, vioiciuni, tinerețe, și două treimi cu lotul care a fost fermentat în baric. E într-adevăr un vin proaspăt și tânăr, nu se simte calp, nu se simte mediocru, îți dă chef de viață când îl gusti. Este un vin din 2019, este practic tânăr, cu siguranță că datorită aportului de baric îi va prelungi viața, deci ne putem bucura de el și anii următori, încă 2-3 ani. În principiu, vinurile albe nu se păstrează în sticlă 20 de ani, nu? Ele ar trebui... Depinde, vorbim de vinuri mari, de vinuri pretabile pentru învechire, dar ăsta e un vin de care să ne bucurăm de fiecare ediție, în fiecare an, dar nimic greșit dacă rătăcim o sticlă acasă pentru următorii 2-3 ani. Îmi cer scuze că trec la caracatiță. Hai să vedem ce avem aici. Sunt foarte curios. Mai vreau să-ți spun ce mă impresionează la vinul acesta. Gustul, finish-ul este amplu și în același timp lung, da? Deci avem o tonalitate, ceva sharpness ar fi în engleză, da? Și foarte amplu, lung, plăcut, stă acolo poate până la 30 de secunde, da? Vorbim de un finish persistent, foarte plăcut. Acum vorbesc cu gura plină, cum se duce gustul? Cum începe? Cum se simte? Se simte aciditatea pe cerul gurii, în părți, pe fundul gâtului, cum se simte de fapt? Sau cel mai se simplu simte gustul? Și pe înțelesul tuturor ar fi, după ce ai luat o gură de vin și ai înghițit, acel efect de apă în gură. Este un semn de aciditate înaltă. Pentru cei mai sensibili și mai experimentați, practic, senzorii, acei tasting buds de pe limbă, de pe părțile laterale ale limbii, practic vor detecta aciditatea vinului. Dar cel mai simplu test, în orice ocazie ar fi acesta, să simți acel mouth watering, da, al oricărui tip de vin sec. Iar această caracatiță are o textură într-adevăr rară, se simte că e proaspătă și e făcută foarte simplu. E făcută, pusă pe plită, presupun, da, cu o picătură de ulei de măsline și asta e tot. Ceea ce eliberează gustul, pentru că dacă îmi pui niște usturoaie și niște alte ingrediente cu gust puternic, de fapt strici gustul fin, foarte, cum să spun, gustul de mare, de natură al acestei caracatițe. Mi se pare extraordinar de bine făcută și cred că o caracatiță bună așa trebuie făcută. Asta e impresia mea. Nu trebuie stricată cu prea multe adaosturi de alte feluri. Îți dau dreptate. Cred că simți cât de bine se completează structura vinului cu caracatița, care este foarte fragedă, da? O caracatiță obișnuită, noi acasă sau chiar colegii din restaurație, crescută în curte la bunica, care nu, dacă nu au o caracatiță de calibru și de calitate superioară, clar va ieși una tare, cum spunem noi românii, pingea, o pincă tare și nu dă satisfacția aia. Pe când aici totul se topește în gură, este cremos. Nu întâmplător, cartofii sunt făcuți în felul acesta. Deci, practic, asocierea culinară este foarte reușită în momentul ăsta, pentru că avem un vin care a avut o fermentație majoritară în baric, o structură unctuoasă, untoasă, buttery, cu structura preparatului nostru care este la fel, untos, se topește în gură. Iar aici avem un cartof pisat. Cartof pisat, am putea face o referire la cartofii franțuzești de Provence, cum ne plac nouă românilor, o rețetă de tipul acela, dar amplificată de ingredientele locale din sudul Italiei, pe care restaurantul Toscana le aduce aici. Și avem și un ardei iute, dar nu foarte iute, fix pentru cei care vor un adaos picant, și asta face vinul și mai necesar în acest context, o simt. E doar o tușă acolo, depinde de fiecare. Cum știm, nu suntem la fel în ceea ce privește adeziunea la gustul picant. Pentru unii poate să fie un șoc, pentru altcineva un simplu tingling. Este o tușă de culoare, dar dacă îți place și nu este deranjant, practic completează. Este exact ce trebuie. Și mă simt atât de bine în momentul ăsta și intră atât de bine caracatița asta specială și cartoful și vinul, și încât nu mă pot împiedica să nu stric un pic cheful tuturor.
și să citesc o poezie din acest volum. E un volum apărut acum ani de zile la Poliron. Dragostea e un câine venit din iad, se cheamă. Charles Bukowski, 61 de poeme erotice în traducerea lui Dan Sociu cu ilustrații de Gorzo. Dar nu vă arăt ilustrațiile pentru că nu sunt pentru cei sub 18 ani. Mă rog, cartea e foarte reușită. Și o să vă citesc chiar poezia Metamorfoze. Toate poeziile lui sunt de dragoste, dar asta trimite și la Kafka cu metamorfoza lui. Haideți să vă citesc. Una dintre iubitele mele a venit, mi-a făcut patul, a spălat bucătăria, a spălat pereții, a dat cu aspirator, l-a curățat toaleta, cada, a frecat podeaua, băii, mi-a tăiat unghiile și părul. Apoi în aceeași zi a venit instalatorul și mi-a reparat chiuveta, cei de la gaze mi-au reparat caloriferul, unul de la telefoane mi-a reparat telefonul. Acum stau în mijlocul perfecțiunii, e liniște. Am rupt-o cu toate cele trei iubite ale mele. Mă simțeam mai bine când în jur era un dezastru. Îmi va lua câteva luni să revin la normal. Nu găsesc nici măcar un gândac sau am cu cine comunica. Mi-am pierdut ritmul, nu pot să dorm, nu pot să mănânc, am fost jefuit de mizeria mea. Dar dincolo de drama acestei poezii, de dramatismul puțin actualicesc al acestei poezii, Bukowski ar fi apreciat tipul ăsta de masă. Era un mare gurmand și un mare amator de licori de toate felurile și de altfel în cam toate poeziile lui apar berea, whisky-ul și vinul la loc de cinste. Când m-am gândit la Bukowski, m-am gândit doar la contrapunct, nu doar la mizerabilitatea poeziei, m-am gândit și la cheful lui de viață, pentru că era un bărbat adevărat, căruia îi plăcea să bea, să mănânce și altele pe care le putem presupune. Dar destul dacă cu contrapunctul. Dacă ar fi fost italian, cu siguranță că ar fi fost un italian overo și cu siguranță că ar fi apreciat preparatul următor și mai ales vinul următor pe care l-am pregătit. Aș mai rămâne astăzi foarte puțin aici, vreau să mai gust, să văd ce discerne în acest un gust, aș zice, organic. Cartoful ăsta e un cartof, nu știu, e un cartof obișnuit. Pare să fie ceva aparte sau felul în care e gătit contează. Nu știu dacă întâmplător îmi spui lucrurile astea. Este un cartof novello. Cartofii de tip novello sunt cartofii aceia micuți, conservați în mod special în niște chenuri, aduși și oferiți tocmai pentru că au de 3 ori mai puține glucide decât cartofii în mod normal. Mă bucur că ai sesizat nuanța aceasta și e, cred că, unul dintre multiplele secrete ale bucătăriei de la restaurant Toscana, în care chiar dacă îți dai seama că caracatița era aici vedeta și companionul, patul de cartofi de dedesubt, avea ceva de spus și avea identitatea lui. Contează, aș zice, la fel de mult cu actorul principal, cu caracatița, dar este combinația fix ce trebuie, vine să spun. N-ar merge mâncată caracatița cu altceva. Așa cum este aici, așa cum e făcută, iar gustul se completează, pentru că și cartoful are un ușor gust de plită, foarte fin, cum are și caracatița, și cu măslina care îi dă un pic de savoare specifică și un pic de sărat, mi se pare exact ce trebuie și cum trebuie. Aș devora chiar în momentul ăsta, dar mie să nu le fac chiar poftă celor care ne urmăresc acum. Să mulțumesc încă o dată pentru invitație. Nu, eu și cin-cin. Nu? Ne pregătim pentru vinul următor. Noroc, cum spunem noi românii. Vinurile au acesta, deși este un soi Crama Trantu, dar are și o etichetă foarte interesantă. Da, are un îngeraș care stă într-o bărcuță. Nu e doar din Swahili și ar însemna continuu, non-stop, ar avea și o semnificație armânească. Este un cuvânt machidonesc, armânesc, da, într-adevăr. Și mai avem în Dobrogea tipul ăsta de prezență armânească pe o etichetă de vin, pe un vin, pe identitatea unui vin, dar vom discuta poate la timpul cuvenit și despre el. Vorbim despre cine suntem în final și atâta vreme cât îți asumi identitatea și pune în valoare efortul și munca pe care o faci de zeci de ani, cred că poate fi efectiv un flagship. Iar aceste crame merită să fie promovate, merită să fie aduse în fața celor care poate nu le cunosc, n-au ajuns la ele, pentru că, deși sunt mici sau medii, trebuie să fie mai cunoscute, pentru că aici, în Dobrogea, avem cu ce să ne mândrim, avem conținut, avem calitate, nu e doar reclamă, nu e doar poveste.
E o logică în felul în care se bea vinul, adică se începe cu vinul alb și se trece la roze și apoi la roșu, sau se începe cu ce o fi și se continuă cu ce o fi? Putem să începem cu un spumant. Asta ar fi cel mai indicat. Spumantul fiind și mai puțin, cu mai puțin conținut de alcool, mă gândesc. Nu neapărat, nu. Într-o ordine secvențială a servirii unor vinuri, am pornit de la un spumant ca și băutură de welcoming drink sau gândește de la toate evenimentele, fie că sunt ele corporate sau personale, se începe undeva cu un spumant. Italienii și francezii au moda aceasta de a bea înainte de cină un pahar de spumant. De cele mai multe ori sec, practic stimulează trebuie să spun că și te invită la masă foarte curând. Te întrerup pentru că am băut spumant pe insula Madeira la micul dejun. Era un spumant de al lor, niște sticle speciale și la micul dejun mi s-a părut o idee excepțional de bună, trebuie să recunosc. După două pahare de spumant, ziua arăta mult mai frumoasă. Nu este desigur o invitație, dar mi s-a părut o idee bună acolo, cel puțin. Pentru consumatorii adulți și responsabili aflați în concediu, este o uzanță din ce în ce mai des întâlnită în toată lumea, din America în Europa și în Asia, în Australia nici nu mă îndoiesc, de a bea un spumant sec sau extra dry la micul dejun. Practic ar veni așa ca o încununare a unei nopți lungi, unei lungi... Dar și un debut de zi bună, lung banchet, încărcată. Bahic, cu siguranță. Chiar bahic nu, dar și bun. Ca să-ți continuăm de la ideea, spumant. Spumant, un vin alb, un vin sec, să urcăm, de ce nu un roze, dacă avem mai multe feluri, multipli piatti, ca să spunem așa, pe bucătărie italiană, unde putem să servim un mic aperitiv, o bruschetă, să avem o porție mică de paste și apoi să urcăm pe un preparat, cum avem noi, cu fructe de mare și o caracatiță. Urcăm apoi în zona de cărnuri și servim poate un preparat cu vânat, de ce nu, și avem un vin roșu intens, puternic, și cu cât ne apropiem de desert, mergem într-o zonă de vinuri licoroase, vinuri de dulci. Desert, da, care sezonează bine, nu numai un desert tradițional, patiserie fină sau cofetărie fină, dar un platou de brânzeturi. Iar în final, o să râzi, încheie poate cu un spumant, din nou, cu un rest de zahăr mai mare decât cu cel. Nu o să râd, ci mă declar chiar încântat de această idee. Dar, în orice caz, la o degustare, vinul trece de la cele mai decolorate și mai, cu gust mai fin, la cele mai colorate și cu gust mai puternic. Pentru că, dacă începem cu vinul roșu, nu-i așa, cu un gust puternic, s-ar putea să anuleze, să facă mai puțin sensibilă papila gustativă și să nu mai putem simți aroma unui vin alb. De asta începem cu vinul alb și terminăm cu vinul roșu, dacă vorbim doar de vinuri. Așa este, sunt niște uzanțe generale și niște general guidelines, dar nu uita că suntem aproape 8 miliarde de oameni în lume și nu uita că suntem într-o industrie efervescentă care cu multe preparate licoroase, îți dau un exemplu, sherry sau portul, pierde din adepți și atunci industria se readaptează și încearcă să meargă în zona de cocktailuri, să cucerească tineretul chiar pe partea de distilate, romuri și whisky-uri ca și compus de cocktail. Deci nu e nimic greșit să bei cum îți place. Cu siguranță că vei avea din partea somelierului sau un om de specialitate niște reguli generale de pairing și vei învăța de ce ele funcționează în majoritatea cazurilor. Dar vei fi surprins și de anumite tușe sau mode, ca să zic așa, dar care au o bază reală. Și îți dau un exemplu aici. Lumea este surprinsă să audă de un vin roșu la un pește. O modă des întâlnită în ultimii 10 ani, pornită undeva din Asia, la începutul anilor 2010, este pairing-ul dintre un steak, ca să spunem așa, de pește spadă sau de ton. O friptură de pește spadă sau ton. Da, cu un Pinot Noir elegant de Burgonie, de mare calitate. Îți permis, de ce nu, un Premier Cru. În același timp, un filet mignon, dacă îți imaginezi, cu un sos generos de gorgonzola, alături de un Chardonnay, că tot avem un Chardonnay, mult mai intens baricat decât acesta, cu un corp
voluptos și un conținut de alcool ridicat, care vine practic să facă echilibru cu preparatul, chiar dacă am carne roșie în farfurie, cu sosul care învăluie preparatul. Dar o idee sunt foarte bună, să nu anticipăm, să nu anticipăm. Exact. Și mai ales trebuie să-mi promis că vom face și o degustare de whisky sau de tării. De single malt este una dintre pasiunile mele. E o pasiune de data, știu asta. Și un hobby personal, de ce nu de coniac? Să fim sănătoși și atâta vreme cât vom continua și te felicit că faci treaba asta, să alergi în fiecare dimineață câțiva kilometri, cu siguranță că vom fi în forma perfectă de a îmbina etos cu tanatos. De a îmbina plăcutul cu utilul totuși, da. Nu chiar cu tanatos. Să ne pregătim de un vin roșu, aș spune, dar pentru asta avem nevoie și de un plating și de o farfurie nouă. Ne pregătim de o vită specială. Ne pregătim de un preparat care să pună în valoare vinul pe care l-am ales pentru a doua parte a întâlnirii noastre. Este un vin din Italia, un vin din Puglia, practic din tocul Cismei. La îmbinarea acea fâșie de pământ între Marea Adriatică și Marea Ionică. E o cramă foarte interesantă. Am avut ocazia să degust câteva vinuri de la această cramă în ultimul an. Este vorba de San Marzano. E o cramă care a luat ființă la inițiativa unor localnici, aproape 20 de familii, în 1962. Ce e interesant că la acea vreme viticultura italiană nu era atât de cunoscută pe plan mondial și exportau mai ales, cum se spune, în international trade in bulk, și de-abia aproape 20 de ani mai târziu au cunoscut faima pentru sticlele îmbuteliate care au început să plece la export și la concursuri internaționale. Avem un vin ca și soi care este foarte plăcut de români, pentru că are un rest de zahăr care îl face plăcut românilor, probabil și din experiența românilor cu vin în ultimii zeci de ani, în care s-au bucurat, cel puțin în regiunea noastră, la Mulfat. Clar, mi-aduc aminte, fiind copil, de sticlele acelea pentru export, pentru piața germană, care aveau un rest mai dulci. Erau mai dulci și nu e nimic greșit în asta. Un pic, un rest de zahăr acolo. Vorbesc de strugurele Primitivo de Manduria. Văd din ce în ce mai des etichete de Primitivo de Manduria, diverse case prestigioase. Primitivo care... Ce înseamnă Primitivo ăsta? E ceva bazal? Se referă la... Este soiul de strugure care vine din regiunea Manduria, Primitivo di Manduria. Da? Dacă în cazul vinurilor franțuzești, în general, avem pus pe etichetă vilajul, orașul, și în cazul acesta... Practic avem un soi care vine din regiunea Salento. Cantina se numește San Marzano. Gama aceasta poartă o denumire foarte interesantă, Talo, ca un omagiu adus primilor vinificatori, acelor familii care erau niște familii de țărani din zonă, care își trudeau pământul, fie via, fie grădina, cu multă migală. Așa a apărut în numele acestei game, Talo. E un vin care, cum observăm, avem un sticker aici, a luat un premiu la concursul de vinuri de la București de anul trecut, dar a luat un premiu important și la Berlin, o medalie de argint la Berlin, la Berlin. Hai să-l punem în pahare, să nu ne lungim prea mult, pentru că sunt curios, okay. Pe astea le dăm deoparte. Tu ești curios de felul tău și îmi place că ai devenit curios și de restaurație. Și sunt sigur că este doar începutul unei aventuri gastro și în care vinurile vor avea ceva de spus. Oh, ce culoare! Da. Ce grena! Rubiniu granat cu niște tente violete, o să vezi numai decât. La fel, avem un pahar care pune în valoare vinul, un pahar de la Lidl. E o știință a acestor tipuri de pahare, felul în care îți aduce lichidul pe cerul gurii, face ca gustul pe care îl simți să fie diferit, adică e chiar important să fie un pahar de o formă anume. Nu e doar o fiță, nu e doar o chestie așa, un afinament fals, chiar are legătură
gustul vinului cu forma paharului. Este adevărat, este un pahar de cristal, toate paharele de la Riedel sunt de cristal, cu diferite forme, zeci de forme, dacă nu chiar sute, de la momentul în care s-a înființat compania pentru toate tipurile de vinuri, fie ele liniștite sau efervescente, fie ele de desert sau seci, cu forme diferite care poate ești reticent, nu tu ca persoană, consumator în general de vin, forme care pun în valoare buchetul vinului, că vorbim de un vin roșu aici, vorbim de un mix de arome, da? Vorbim de buchet, care pune în valoare calitatea vinului cât mai bine cu putință posibil. Îți spun, doar ca să ai o idee, că am avut ocazia să fac degustări în anii în care am lucrat pe vase de croazieră, special cu pahare diferite de la Riedel, care puneau în valoare diferit un Pinot Noir, un Cabernet, un Merlot, un Chardonnay baricat, un pahar și de Montrachet. Ai insistat să avem pe masă și un pahar cu apă. E importantă apa? Care e povestea? Că eu n-aș mai bea apă, m-aș apa este doar foarte importantă pentru că atâta vreme cât vei fi hidratat, practic receptorii tăi din nas și din spectrul palatin, din gură, își vor face treaba mult mai bine. Te vei bucura și vei savura cu adevărat fiecare preparat, dar mai ales fiecare vin în parte. Avem nevoie de apă și ca să contrabalansăm aportul de alcool, dar mai ales între probele de vin e important să bem apă, să ne clănim palatul și să lăsăm vinul să-și exprime cu adevărat calitățile și să ne bucurăm de ele, că practic e o bucurie aici. Pentru că vorbești despre bucurie, vreau să stai cheful și mă întorc la o poezie a lui Bukowski, cum vă spuneam, puțin apocaliptic, puțin sumbru, puțin îți cantaie cheful de viață. Mie din potrivă, aș spune, dar rămâne de văzut. Singur cu toată lumea se cheamă, una din poeziile care îmi plac cel mai mult în acest volum. Carnea înverește oasele și îi pun și o minte acolo și uneori și un suflet și femeile sparg vaze de pereți și bărbații beau prea mult și nimeni nu-și găsește perechea, dar o țin tot într-o căutare, târându-se în paturi, afară din paturi. Carnea înverește oasele și carnea caută ceva mai mult decât carnea. N-avem nicio șansă, suntem prizonierii acelui scenariu. Nimeni nu-și găsește perechea. Gropile de gunoi pline, ospiciile pline, spitalele pline, cimitirele pline, nimic altceva plin. O poezie mai metafizică decât asta, de găsit. Sau mai actuală, sau mai practică. E o experiență pe care, într-un fel sau altul, am avut-o. Cred fiecare dintre noi, cred, poate exagerez. Haideți să gustăm puțin brânzică din asta. Da, pentru că faci un lucru foarte bun aici, de a face practic un pairing între vinul pe care îl avem în pahar și, dacă îmi permiți, o să spun câteva cuvinte despre el. Dacă ai observat, pe măsură ce am învelopat paharul, observăm așa niște lacrimi, foarte romantic în românește, practic dârele pe care le lasă vinul, fiind foarte consistent, scos pe De ce vă scos? De unde vă scos zitata? Are corp, e corpulent. Cum își capătă corpulența? Corpul este dat de tanin, este dat de zahăr, este dat practic de alcoolul din vin. Da? Și vedem, de cele mai multe ori ne place să ne bucurăm și să evaluăm la modul superlativ un vin amplu de calibru prin a observa aceste dâre, aceste lacrimi ale vinului. Eu o să gust lacrimile acestui vin înainte să vină mâncărica, pentru că sunt foarte curios. Eu o să spun câteva cuvinte și despre buchet. Deci dacă în cazul primului vin avem de a face cu niște arome, aici avem de a face cu un buchet. Da, un mix de arome care răzbat practic din substanța, din natura strugurelui primitivo din Manduria, din perioada în care catifelat. Vinul a petrecut timp în baric, în butoi, dar și un vin pretabil pentru câteva sezoane, aș pune undeva 5-7 ani să îl păstrezi în colecția ta personală. N-a zice mai mult pentru că an de an au vinuri senzaționale și au și game superioare, gen 50 sau 60, pe care le-aș recomanda pentru învechire pe termen lung. Ce am aici?
o explozie de fructe negre și roșii. Am o cireașă supracoaptă, am niște nuanțe de fum, care e clar este aportul baricului, am note de cacao și vanilie, mulțumesc. Mulțumim. Care la fel sunt niște elemente. Cacao, vanilie, da, Dumnezeule mare. Sunt acolo. N-ai crede niște că elemente care vin din perioada în care lemnul a petrecut timp în stejar american, dar și francez. Contează pădurea de unde provine cu butoiul, siguranță, lemnul contează pentru butoi? În primul rând, ca să fim pe înțelesul tuturor, contează stejarul, dacă e de origine europeană și unul. Ce face diferența? Gustul american. De vanilie sau cel american este mai permeabil, lasă să pătrundă vinul mai repede și practic aduce niște arome mai dulci. Vinul ținut în stejar european practic este mai compact, impregnat cu mirodenii nu atât de dulci. E mai un pic mai aspru. Sobru, asta mai aspru. Se simte puțin mai aspru. E și el acid, deși vinurile dacă roșii nu sunt acide. Dacă o să avem răbdare cu el și se deschide, o să vezi că devine din ce în ce mai prietenos. Și un lucru foarte important, vinul va fi pus în valoare de preparatul nostru. De ce? Pentru că ce avem în farfurie, e clar, e o vită de foarte bună calitate cu niște gnocchi. Iar mergem pe bucătărie locală, pe bucătărie din sudul Italiei. Practic, preparatele noastre aici au o tușă de sare, avem și parmezanul. Sarea în combinație cu vinul nostru, chiar dacă inițial, și mă bucur că ai luat o gură de vin înainte să guști preparatul, ai avut senzația că este sec, aspru, pe măsură ce vei mânca și vei adăuga câte o gură de vin, vei observa că vinul crește și se dezvoltă, se transformă, devine mai fructat, mai plăcut, mai puțin astringent și va fi o bucurie de a bea vinul. Este practic datorită sării din datorită sării. Da. Eu o să-ți mai pun o întrebare și după aia o să mă apuc să gust. Care e povestea cu vinul băut la vinul roșu băut la temperatura camerei? Pentru că am fost la un local, era foarte cald și mi-au dat un vin cald, o poșircă, și le-am zis: "Domnule, erau 30 de grade afară și era la temperatura camerei." Și mi-au zis: "Păi așa se bea vinul." Mi-au zis: "Așa se bea vinul, știți, habar n-aveți, la temperatura camerei." Dar știu că temperatura camerei, acest concept, provine din perioada medievală, când temperatura medie a unei camere era 18 grade. Așadar, când vorbim de temperatura ambientală sau a camerei, vorbim totuși de o temperatură anume, nu de oricât ar fi în miezul verii, 30 de grade, senzația că bei ciorbă de burtă fără usturoi. Măcar este atât. Este foarte adevărat și îți mulțumesc pentru întrebare. Dacă în cazul primului vin aș recomanda să fie băut la 80 grade, vinul de care ne bucurăm acum ar trebui servit între 16 și 18 grade. Temperatura aceasta camere este foarte înșelătoare. Te-o întrerup puțin, e cea mai bună vită pe care am mâncat-o vreodată. Continuă, te rog. Atât am vrut să spun. Mă alătur de îndată, dar vreau să mai punctez apoi ceva despre proprietățile vinului. Cum spuneam, temperatura camerei e foarte înșelătoare. Gândește-te, de exemplu, pentru vinurile roze, acum 100 de ani nu existau frigidere de vin și el era păstrat într-o pivniță sau cum aveau țăranii o casă de piatră sau o zonă în care păstrau vinul și totul se bucurau de el. Când spunem temperatura camerei, noi ca profesioniști ne-am referit undeva în zona aceasta, 16-18 grade. Clar, e un interval, deci. Avem nevoie de o vitrină de vinuri de tipul celui care este în stânga ta, care să păstreze vinul, iar când este adus la masă să fie adus la temperatura respectivă. El câștigă în grade pe măsură ce stă pe masă, de asta important este măcar să-l aducem la o temperatură corectă, nu în ultimul rând. Peste tot în lume ne lovim de încălzirea globală. Pe sezonul de vară stăm la o terasă unde iar temperatura va fi crescută. Trebuie să ținem cont și de detaliile astea. Altfel efectul va fi pentru un exact că dacă e prea cald, nu-i mai simți de gustul. De o supă sau de o cafea. Nu-i mai simți gustul, nu-i mai simți aciditatea, mă gândesc, e prea îl bei va așa. Va fi unul ulfat sau unul comun. Vreau să completez, înainte să încep să gust preparatul, să-ți spun vis-a-vis de ce am simțit când am avut vinul pe palat. O experiență cu totul deosebită, un gust amplu, gemos, taninurile moi, elegante, un vin de gastronomie, un vin de băut chiar și după o masă copioasă cu
câteva brânzeturi și un vin cu care poți să stai cu prietenii la un pahar și un vin care îți face introducerea ulterior și pentru gamele superioare de la San Marzano, cum spuneam, 50, 60 și alte vinuri. E un vin pe care românii, cum spuneam, îl apreciază foarte mult, soiul acesta primitiv. E Zinfandelul american. Apoi, când treci oceanul, ai senzația că ți este cunoscut tipul acela de vin. De ce? Pentru că este practic o clonă de Primitivo și te poți bucura foarte mult de el. Cincin. Bine, tu poate vrei să și guști câte ceva, de vreau să te întreb lucruri. Te rău. Ce avem în farfurie aici? Ce sunt acești gnocchi? Gnocchi este o pastă tradițională din Italia. E pastă, dar nu o pastă cum e o simplă spaghetă sau tagliatelle. E pasta aceasta sub forma unui bob, așadar, care are fie niște striații sau nu, depinde de cine o face, dar e o pastă cu cartofi. Deci nu doar făină. Și mai avem niște ciuperci aici, bine, pe lângă busuioc, pe lângă ciuperci, parmezan. Italia, porcini, da? Porcini, ciupercile au un gust, cu aroma aceea o aromă puternică, foarte puternică, într-adevăr. Exact, care dau valoare unui preparat ca acesta, unui risotto, pe care vă invit să-l gustați la Toscana dacă prietenii noștri nu sunt consumatori de carne, clar pune în valoare un risotto. Aceste așchi de parmigiano vin să completeze preparatul și practic îți creează bună dispoziție și plăcerea de a trăi. Admit și mărturisesc despre buna dispoziție pe care mi-o creează tot acest cadru și discuția noastră. Cred că ai pomenit la un moment dat în discuția ta, în discursul tău despre savoir vivre, despre știința de a trăi. Mă gândesc că avem nevoie de tipul ăsta de, nu consider lux, de necesitate în viețile noastre, fiind în ultima vreme atât de stresați de tot ce se întâmplă, de pandemie, de o situație incertă. Avem nevoie ca uneori să ne putem permite, nu luxul, necesitatea de a trăi bine. Și pentru a face asta trebuie să avem și idee ce înseamnă să trăiești bine, iar detaliile contează foarte mult. De exemplu, felul în care combin vinul cu mâncarea, felul în care se bea vinul alb, felul în care se bea vinul roșu, ce vin, alb sau roșu sau roze, mă rog. Și ce avem noi aici este un adevărat regal. Ai pomenit de mai multe ori de locul care ne găzduiește, de Toscana, și trebuie să o spun, nu a fost din partea noastră o alegere rea, dimpotrivă, cred cea mai bună alegere pentru ce ne-am propus să facem. Nu a fost o alegere întâmplătoare. Cea mai bună alegere pentru ce ne-am propus să facem, un loc mai potrivit, nu cred că am fi găsit. Dan, eu vin să completez ideea ta de lux, de luxury, cum o spunem. De cele mai multe ori, în vâltoarea vieții și în decursul anilor, ne gândim la luxury, la accesorii, ne gândim la mașină, la lucruri care sunt în exteriorul nostru. Obiecte, în principiu. Obiecte, formă, artă și așa mai departe. Dar exact cum îți spuneam de uleiul de pulia, cum îți dădeam exemplu aceste măsline verzi care au un gust incredibil, caracatița pe care am avut-o la Primo Piatto, ciupercile porcinii, vinul pe care îl avem pe masă, ele sunt un fel de lux pentru interiorul nostru, pentru inima noastră, pentru starea noastră de bine, pentru sănătatea noastră, pentru că toate lucrurile astea combinate cu, de ce nu, hai să promovăm și un stil de viață sănătos. Da? Nu spun, trăim într-o goană continuă, cotidiană, dar dacă reușim măcar din când în când, nu ca mine care mă duc la alergat de două ori pe lună, dar dacă reușim să le înglobăm măcar în gustările noastre zilnice, un mic dejun consistent, generos, niște preparate de origine, cu ieșire la cină, cu familia sau cu cei dragi, măcar o dată pe săptămână, clar pun în valoare luxul atât de necesar. Nici măcar lux și necesitate. Și unui stil de viață care în final ne va duce către o viață, zic eu, mai lungă și mai fericită. Și mai fericită. Nu. Mulțumesc mult, Dan Chiș, pentru discuția pe care am avut-o. Le mulțumesc și gazdelor noastre de la Toscana. Și, stimați respectatori, cu speranța că v-ați bucurat alături de noi, vă invităm și la o ediție viitoare a acestui tip special de semn de carte. Mulțumiri pentru că ne-ați urmărit. Mulțumiri, Dan. Bogdan, a fost o plăcere. Mulțumesc anfitrionilor, lui Ovid în special. Și de-abia aștept să ne revedem
cu un vin bun pe masă și cu un preparat deosebit. Cu drag! Foarte curând! Cele bune!